Socialdemocrații s-au angajat și ei să nu includă pe listele electorale membrii cu probleme penale. Acest cod de conduită are în primul rând un rol de prevenție, care mie mi se pare mult mai important decât a aplica sancțiuni, care și sancțiuni vor fi aplicate dacă în continuare colegii noștri sau unii dintre colegi nu vor înțelege că acest mod de abordare nu este o glumă. Senatorul Gabriel Mutu, candidat PSD la primăria sectorului 6, este urmărit penal pentru spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Spune însă că ancheta în cazul său este blocată. De mai bine de un an și jumătate nimeni nu a făcut nimic. Procurorul care a fost implicat în acest caz a fost reținut de DNA pentru implicare, influențare și șantaj în acest dosar. Președintele PSD Liviu Dragnea este condamnat în primă instanță, iar coordonatorul campaniei electorale a partidului, Marian Neacșu, condamnat definitiv.